Vă salut la canalul meu, Frumusețea Vârstei Elegante. De fapt, nu e canalul meu, este o comunitate a tuturor, o comunitate care împreună creștem acest canal. Eu vă mulțumesc frumos pentru că alegeți canalul Frumusețea Vârstei Elegante și pentru cei care sunt pentru prima dată aici, vă recomand și vă sugerez să vă abonați, să activați clopoțelul și să mergem înainte pentru a înainta în vârstă frumos. Dacă mă urmăriți, asteați atenția că acum în toamnă vă sugerez tratamente faciale active. Și v-am sugerat și un filmuleț pentru cei care vor o pregătire mai simplă, mai bugetară, mai economicoase, cu fructe și cu apă oxigenată, pentru a ne pregăti de procedura cea mai principală, să zicem, a toamnei, peelingurile, pentru reînnoirea tenului, pentru uniformizarea tenului, pentru sinteza colagenei pentru un efect antioxidant, pentru întinerirea tenului. Eu la fel acum îmi pregătesc tenul pentru peeling. Și deoarece împreună cu voi, undeva 2-3 săptămâni am aplicat fructele cu apă oxigenată, acum vom trece la două produse care vi le recomand. Să știți că filmulețul nu este sponsorizat. Produse care le-am procurat în farmacie, le-am procurat de la distribuitori și vi le recomand fiindcă eu le folosesc acum. Îmi pregătesc tenul pentru peeling. Pentru doamnele sau domnii care își doresc un tratament antipigmentar, antitaș, această pregătire va fi minunată. Fiindcă pentru a avea un efect maxim de la un peeling, desigur că tenul trebuie pregătit pentru o penetrare mai bună a acidului, pentru a stimula lucrul pielii, pentru a stimula procesele metabolice în piele, pentru o sinteză maximă a colagenei, pentru un efect maxim antipigmentar și antioxidant. Eu am ales două produse care vi le recomand. Este vitamina C pe care am procurat-o de la Farmacia Familiei. Dacă alegem vitamina C pentru a folosi în rutina de zi cu zi, până a aplicat tratamentul, până a aplicat peelingul, timp de 3-4 săptămâni, în dependență de tipul de piele, în dependență de ce concentrație a acidului va alege specialistul. De aceea folosim vitamina C dimineața, timp de 3-4 săptămâni, luați aminte la concentrația vitaminei C pentru ca vitamina C să aibă un efect maxim și pentru ca să o folosim în pregătirea înainte de peeling, e de dorit ca concentrația vitaminei C să fie mai mare de 3%. Aici concentrația este de 4%. De la Pharmaceris, măcar că producătorul nu a scris concentrația, a scris doar conținutul, a scris cantitatea de vitamina C în 30 de mililitri. Se aplică după tonizarea de dimineață, se aplică cu mișcări circulare, detapotare, mai ales în zona mai dificilă, se face masaj, apoi se aplică timp de peste 15-20 de minute, aplicați numai decât o cremă de protecție. Cremă de protecție. Ce facem seara? Seara vă recomand o cremă exfoliantă de la Academie, care conține AHA, acizi hidroxis și acid salicilic. Este binevenit acest exfoliant nocturn, pentru toate tipurile de piele, mai ales pentru tenul ternic, tenul acneic și tenul pigmentar. Ce ne dă acest exfoliant? La fel ne reînnoiește tenul, ne uniformizează tenul și la fel stimulează sinteza de colagenă. În afară de aceste două manevre de aplicare și pregătire de peeling, folosiți și măștile de înălbire. Puteți să alegeți o mască de înălbire industrială. Puteți să folosiți și măștile de înălbire la domiciliu. Vă atașez în descriere
toate măsculițele de înălbire la domiciliu. Și de 2-3 ori în săptămână puteți face măști de înălbire. Fiindcă pregătirea de peeling durează 3-4 săptămâni. Pentru cei care s-au pregătit cu apă oxigenată, puteți și 2 săptămâni să vă pregătiți, apoi să mergeți la cabinet să vă faceți un tratament facial peeling. Cum eu îmi aplic peeling-ul la domiciliu, la fel vă atașez filmulețul în descriere. Eu vă doresc sănătate, vă doresc fericire, vă doresc să fiți motivate de vă reînnoi tenul, de vă a simți bine în pielea voastră, de a folosi tratamente faciale active în sezonul de toamnă. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!